Damiana noastră, colega noastră, o știi pe Dami? Da, aia înaltă, da, n-ai treabă cu ea. Este acum într-un loc special. Damiana, ce mi-aduci la pachet de acolo? Bună! Ia uite ce pălărie are. Bună, bună! Amor a la mexicana, la 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 la. Atât am învățat eu și mai știu așa. Picante, salsa, jalapeno... Și mai ajută-mă, Julio! Burrito! Taquito! Sopa! Sopa! A, și aia cu papa îmi place cel mai mult. Taquitos de papa. Taquitos de papa, adică practic taquitos și papa bun la stomacel. Da. Ne-am trezit cu energie bună, pentru că este încă o zi în care, vorba aceea, suntem în forță, suntem sănătoși și mâncăm și bine. Ce mâncăm astăzi? Am pregătit tacos de cartof, taquitos de papa, care poate să fie variantă de post și dacă punem smântână, roșii, coriandru și brânza. Avem variantă normală. Variantă și... pentru cei care au mai multe pofte, să spunem așa. Și cum arăt, aici și... nu știu ce se asta întâmplă. E un mega burrito. Un burrito maciaca. Practic pentru 2-3 persoane, da, dacă stau să mă dacă uit bine. Dacă ți-e foame, are 1,5 kg. 1,2 kg. Wow! Este exact cât trebuie pentru, eu zic, totuși. Cine are foame, asta e perfect. Și pofta de ceva. Are fasole, cartof, brânza, mozzarella, cheddar. Păi, poți să ne și arăți un pic așa, sigur, cum e înăuntru? Cum se prepară? Se ține la cuptor? Cum? Da, e la cuptor. Uh-huh. Bine, tot e pregătit. Și după se montează, se bagă la cuptor. Este carne, cartof, brânză. Vai, și ce bine miroase. Mozzarella. E bun, foarte e bun. E foarte bun și consistent pentru cineva. Pentru cineva totuși care nu dorește să mănânce foarte consistent, avem o supă. Sopa steca. Sopa steca. Este făcut cu roșii și ardei guajillo, asta. Deci este nu de e post. Iute, nu e iute, dar e de post. Uh-huh. Și se mănâncă cu, se montează cu tortilla prăjită. Asta e tortilla. Aici mă încurc eu. Mi se pare că toate arată un pic la fel. Da. Și, dacă... și un pic de smântână. Smântână? După gust. Uh-huh. Cine mai dorește, cine mai poftește. Aici avem brânză, guacamole. Nu mai are asta. Ah, stai că mai are un pic de pus acolo. Trebuie color, trebuie... Trebuie pasiune, exact, pentru că în Mexic este totul este cu pasiune. Avem aici nachos și... Tacos de verdura. Tot e de post, lipie de porumb e foarte sănătosă, foarte gustos. Și practic avem... toate mâncărurile sunt sănătoase și nu sunt chiar atât de calorice. Nu. Iar aici avem asta... preparatul suprem. E, dar asta este salata de nopales. Nopales este un cactus. E foarte tradițional la noi. E nutritiv, gustos, sănătos. Și sănătos. Da. Și foarte bun chiar la orice oră din zi. E foarte bun de luat masa. Cam exact atât de aici, dragilor. În pas de caliente, de zim ceva pe hot, zim ceva pe fierbinte, așa. Caliente, lo más caliente. Mă întorc la voi.